O practică nocivă, având consecințe în dizolvarea coerenței arhitecturale a fațadelor clădirilor istorice, este înlocuirea materialelor originare cu unele necorespunzătoare. Deseori nu se ține cont de cromatica proiectului inițial, provocându-se astfel daune iremediabile la nivel vizual. În cazul necesității înlocuirii materialelor originare ale construcțiilor istorice, este imperativă utilizarea materialelor din aceeași gamă ca cele pe care le înlocuiesc.